vorba lui Teoarie Coca Cosma. Lăcătuș va înscrie, va înscrie Lăcătuș, Lăcătuș o va face. E, cam așa și la Mihai Stoichiță, care a fost și el jucător într-o vreme, dar n-a ajuns totuși pe buzele lui Teoarie Coca Cosma chiar la ritmul ăsta. Stoichiță, Stoichiță trimite în stânga, mai erau din astea, îl comenta pe Steaua. Coca Cosma Teoharie, dar să nu-l uităm și cu Mateuț și Cămătaru. Încă un gol al lui Dorin Mateuț. Mateuț în formă mare astăzi, dragi ascultători, în formă mare Mateuț. Șut al lui Mateuț și gol, un șut de kilogramă al cinciarului dinamovist. A câte la gol a marcat Mateuț? Este al treilea gol al lui Dorin Mateuț astăzi. 4-2 pentru Dinamo. 3 goluri a reușit Mateuț. Și în acest moment penalti, sigur că da. Faul clar în suprafața de pedeapsă a târgoviștenilor. Penalti pentru Târgoviște. Nu, pentru Dinamo. În suprafața de teren dinamovistă. Un faul târgoviștean. Dorin Mateuț, cine altul? Se pregătește, se execute. Ciut Mateuț și gol. Ciut și gol. Ăsta era Teoarie Coca Cosma. Dom'le, ce epocă. Ce epocă asta. Am putea să dăm timp înapoi și numai pentru asta l-am dat. Să mai auzim odată toate minciunile alea îmbrăcate frumos așa cu glazura aia de ciocolată. E, te contrazic, să știi. Uite la emisiunea replay al lui Olaianos. Am dat că am aflat că nu e a lui Marius Mitran, a lui Olaianos. Ne cerem scuze că am spus că e pe dos. Se spune că au fost vremuri încărcate de glorie, onoare, demnitate, înalt grad de profesionalism și așa mai departe. N-am auzit să se spună că Mateuț și Cămătaru ar fi furat ghetele de aur la emisiunea replay.